Crusoica servește din nou foarte, foarte tare, astfel încât a servit, i s-a ridicat rochița aceea, i s-au văzut chiloței și Arapovei, așa de tare s-a aruncat pe minge. Mingea e în continuare în teren, se joacă, Simona pare a reveni în viață. Bravo, Simona! Simona dă cu toată forța ei, Crusoica țipă ca la nebuni, Simona o plimbă pe Crusoica, Crusoica o plimbă și ea pe Simona și cred că Crusoica a luat acest punct. Revenim în direct aici la OTV. Tot ceea ce se întâmplă important cu dumneavoastră românii, oriunde v-ați afla, aflați în primul rând de la OTV. S-a reluat meciul Sharapova Simona Halep. Servește imediat, am să vă conectez la asta, dar nu știu ce să vă spun mai întâi. În primul rând, toți cei care aveți rude în avionul Wizz Air, care trebuia să aterizeze la 2:10, stați puțin să nu greșesc, să nu vă... Deci unde trebuia să aterizeze avionul Wizz Air? În România. Deci avionul Wizz Air venea de la Alicante, trebuia să aterizeze în România la 2:10 pe Otopeni. Avionul nu mai aterizează, dar nici nu a căzut, deși nu mai apare pe niciun fel de panouri. Sper că s-a întâmplat ceva absolut ieșit din comun. Doi pasageri s-au îmbătat, nu știu dacă sunt români sau spanioli sau altceva, și doi călători s-au îmbătat și avionul a aterizat de urgență la Roma, unde au venit tot felul de carabinieri și unde i-au arestat pe cei doi și avionul este înconjurat de carabinierii din Roma, avionul are întârziere de 3 ore, nu se știe dacă mai redecolează spre România. Așadar, cei care vrea să sau vă fi dus deja la Otopeni să vă așteptați rudele, stați liniștiți, ascultați la Dan Diaconescu că totul e bine, mai puțin, mă rog, cei doi oameni din avion, mai alcoolici de felul lor, care au fost arestați de carabinieri și au rămas, vor rămâne în Roma. Așadar, avionul cursa Alicante Otopeni, care trebuia să aterizeze la 2:10 pe Otopeni, 2:10 noaptea, cursa Wizz Air, compania low cost, nu mai aterizează și nici nu știu dacă aterizează, dar vă spun eu pe parcursul emisiunii când revine la București. Carabinieri au intrat în avion, au luat pașapoartele tuturor, vă dați seama, români, ne-am făcut din nou de baftă acolo în Italia, asta ne mai trebuie acum. 1-0 în setul al doilea pentru Halep, se întâmplă un miracol, cred că va fi cea mai scurtă partidă din istoria Mariei și Sharapova. De regulă meciurile de tenis pot ține ore întregi. Vă reamintesc că se joacă pe un teren care nu-i de zgură, un teren hard, un teren dur, un beton american, să zic, ceva așa, vopsit în alb. O să vă arătăm câteva fotografii din timpul acestei partide, ca să vedeți și echipamentul fetelor, să vedeți și suprafața. Este visul lui Ion Țiria ca suprafața de tenis să fie albastră. El spune că mingile galbene se văd mult mai bine pe albastru decât pe roșu ăla al zgurei, pe acel, mă rog, violet, cum e culoarea zgurei? Vișină putră. Da, vișină, mă rog, și ruginiu, așa. Ruginiu, da. Și uite că Țiriac și-a văzut visul cu ochii. Asta înseamnă un om care schimbă istoria sportului în care a activat. Suprafața înconjurătoare a terenului este verde, contrastul e puternic între albastru și verde, numai că probabil că această Sharapova îmbrăcată și ea în albastru, pe suprafața albastră, nu știu ce face, dar o țintește foarte bine Simona Halep, în sensul că dă mingile Simona Halep peste fileul razant și mingea cade în picioarele acestei pălugi, că nu pot să-i spun altfel, de Maria Sharapova, și probabil că o încurcă foarte tare faptul că Sharapova trebuie să se aplece, să ia mingea căzută chiar în fața Adidasilor săi. Cred că asta e tactica Simonei Halep. Trebuie neapărat să-și ia revanșa după final. Da. Oricum, Halep cred că face cel mai bun meci din istoria ei, fiindcă, de exemplu, chiar acum dați-mi voie să fiu un fel de domozină, da, Dumnezeu să-l odihnească. De exemplu, a servit Sharapova, e cred că al 10-lea schimb de mingi în acest moment și dă foarte tare halepanoase și foarte în margini, când în dreapta, când în stânga, este 15-15 în acest game în care, repet, Sharapova servește amețitor. Comentatorii pe care noi ascultăm, comentatorii americani, îi ascultăm în cască, spun că Sharapova servește foarte bine, adică cu mai mulți kilometri la oră decât servește. Publicul, ce v-aș da coloana sonoră măcar a meciului, publicul țipă Simona, 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 probabil că sunt și mulți români în America, probabil și conflictul cu rușii, cu Ucraina, și americanii sunt supărați pe ruși. A trezit
dovedit antipatia față de Rusia în toată lumea. Astăzi și Cheșeru a dat foarte multe goluri în meciul Steaua Pandurii, s-au dat multe goluri. În fine, românii sunt în formă peste tot, dar spuneam că această Șarapova, deși se concentrează la maxim, servește foarte tare, mai tare decât de obicei, servește în teren, doar o dată a servit afară, nu știu cum face Halepa noastră, deprinde absolut toate mingile, chiar din primul serviciu, și le dă înapoi în teren. Așadar, e 1-0 pentru Halep în setul al doilea. A câștigat primul set, acum servește Șarapova și este 30-30. Șarapova trage de timp, mai devreme s-a făcut că se duce în vestiar, că nu știu ce are nevoie din vestiar, știți, mă rog, tertipurile Șarapovei. Cu televiziunea arată insistent pe actualul iubit al Șarapovei din tribune. Șarapova, știți cine este? Este jucătorul bulgar, da, Dimitrov, de tenis. În orice caz, Șarapova face orice, se iasă în evidență, e 40-30 pentru Halep pe mâna Șarapovei, mai avem un pic și ea și break-ul ăsta. Șarapova își pune mereu părul pe după ureche, în fine, spuneam că ea e un brand important publicitar, evident că în orice meci în care Șarapova joacă, Șarapova este mult mai filmată decât cealaltă concurentă, fiindcă toate însemnele de pe cosorocul Șarapovei, de pe tricou, de pe Adidas, trebuie văzute, contractele de publicitate sunt fabuloase. Șarapova câștigă zeci de milioane de euro pe an din publicitate și foarte puțin din tenis. Asta e, bună, bravo. Vi se pare frumoasă, domnul Condrățenu, Șarapova asta? Da, e frumoasă, e genul de frumusețe slavă, blondă, cu subțirimea, cu zveltețea. Acum bine, dar ea e cu... păsărlăț lungină. Păsărlăț lungină. O femeie la 1,87, vă dați seama. Se ceartă cu arbitru insistent, ea cât e de înalt, ajunge arbitrului cu capul până la genunchi, ceea ce vedeți mai rar în tenis. Se ceartă într-o engleză destul de bună, de fluentă. Rusoaica, vedeți, vorbește bine de tot. Și Simona Halepa noastră vorbește bine. Dar Simona nu e tupeistă, nu se certă cu arbitrii. Trebuie să știți că de data asta nu mai e arbitrul ăla de la Roland Garros, nenorocitul ăla, e o femeie acum. Măcar asta să țină cu a noastră, să nu mai țină cu Rusoaica. Deși, repet, a noastră joacă foarte, foarte bine, în sensul că aleargă bine Simona Halep și se duce până în dreapta, se duce în stânga. În aceste momente, de exemplu, Șarapova o plimbă dintr-un colț într-altul și Halep aleargă foarte, foarte bine. Cred că Șarapova a dat în out din nou și cred că i-am luat game-ul 2. Da, steagul României, iată flutura acolo, e 2-0. E 2-0 pentru noi, pentru România. Incredibil, a fost un neț, adică mingea a lovit puțin fileul și a deranjat-o un pic pe Simona. Cu toate astea, Simona a venit pe rever, a dat mingea în teren și Șarapova nici măcar n-a mai alergat. Îmi pare că Șarapova renunță, cred că, la luptă. O minge a dat-o Simona cu 97 de kilometri la oră, a dat acel retur. Acum Simona servește pentru 3-0, a dat în fileu, dacă tot, cred că se termină foarte repede meciul și merită să zăbovim un pic asupra lui. Simona servește al doilea serviciu, l-a dat foarte bine în teren. Simona ridică mingea în sus, știți cum face Simona, o provoacă pe Șarapova și Șarapova o dă mingea în aut, este interesant. Deci a dat o boltă Simona în sus, către, să zic așa, tavanul sării, dar nu e o sală, deși se joacă pe nocturnă, și Șarapova a greșit foarte grav în sensul că a dat în aut acea minge. Deci 15-0 pentru a noastră, servește din nou Halep, din nou servește bine, primul serviciu i-a intrat, se joacă, e deja al cincelea schimb, Halep acum greșește și o dă ca un copil în fileu, 15-15 în acest moment. Trebuie să știți că Halep e foarte asortată, acum a văzut și la încălțăminte, are încălțămintea tot Movalie Siclam, are o fustă. Simona, cum vi se pare? Se vede că e machidoancă așa, are ceva dintre săturile chiar lui Hagi, nu? Doamne, e o machidoancă din aceea atât de tare și atât de încrezătoare și patriotă și iubitoare de părinți, pentru că sângele ăsta de machidon este un sânge puternic. Ei își pun părinții în capul mesii, mama și tata sunt, da, în capul mesii, își iubesc, sunt religioși în ortodoxia lor puternică, sunt iubitori de familie, sunt iubitori de țară, sunt foarte serioși și
pasionați de meseria lor. 35 a făcut anul ăsta acum. Pentru anul ăsta, 35, da. pentru Halep. Îmi scrie Doru Popescu într-un SMS, zice, dacă câștigă Halep, să ne promiți ceva, pe cuvânt că te votez dacă câștigă Halep, dar să nu mai lipsești de la niciun meci de ali. Și spune basketbalistului să stea acasă, că poartă ghinion celor din sport, dar și nouă românilor. Crezi că mai contează cravata dacă bate Halep? Mă întreabă Doru Popescu, apropo de cravata mea. Așa, aveți mare dreptate. Până un alta i-am purtat noroc cu această transmisie, mă rog, așa, Sui Generis sau OTV-ului, o transmisie radiofonică și nici măcar atât. Și fiindcă ai rostit cuvântul domozină, simpaticul și temperamentalul transmisător de meciuri, el craiovean, să nu-l uităm și pe marele Ion Ghițulescu, cel care transmitea la radio meciurile și mi-a făcut plăcerea Ion Ghițulescu la 80 ceva de ani să mă sune la telefon, are o voce puternică, e prezent în tot ce e în jur. O primă poză pe care vă putem arăta în acest moment al partidei, o poză pe care un interesator de-al nostru ne-a trimis-o și măcar vedeți în ce este îmbrăcată Simona. În acest moment este 40-30 pentru Sharapova, a luat un ușor avantaj pe serviciul Simonei. Simona se și grăbește, nu știu de ce se grăbește așa, și a dat un net, adică primul serviciu a lovit banda aceea albă a fileului, al doilea serviciu este în teren, îi dă Sharapova foarte, foarte tare și dă numai pe colțuri și a greșit a noastră și Sharapova a strâns pumnul și a ridicat pumnul către public. Este 2-1 și pare că se remontează Sharapova după ce s-a certat intenționat, cred că cu arbitra, după ce a tras un pic de timp, după ce și-a luat o pauză forțată în timpul meciului. Își are 2-1 pentru a noastră în setul al doilea. Haideți să arătați ecranul ca să vadă trăsătorii poza, măcar să-i familiarizăm cu tot ceea ce se întâmplă în meci și să vedeți exact măcar echipamentul fetei noastre. Până la urmă, Halep e ca și o fată a tuturor, e o fată tânără, o fată frumoasă și o primă fată. Sigur, și Halep a avut mult, mult de câștigat din toate punctele de vedere cu tăierea aceea din bust. N-a mai făcut nimeni, nu cred că pe planetă. Da. Să-și taie în condițiile în care toate își bagă pungile alea de silicon, adică își bagă chimie în sâni să-i mărească pentru a nu o stânjeni la sport, Simona Halep și-a micșorat sânii care erau mai mari de la construcția ei anatomică. Și să nu uităm că Halep e și cu vreo 7 ani mai tânără decât Sharapova. Sharapova are 28, iar Halep are 21. Da, da, așa este. E foarte, foarte tânără Halep. Vă dați seama, dacă devine numărul 1 mondial la vârsta asta, are șanse să stea 5-6 ani în fruntea ierarhiei. Și fiindcă, repete, are picioarele foarte, foarte tari, ceea ce e rar la tenismene. Navratilova mai avea picioare foarte tari. Vedeți acum așadar o fotografie. Acum vedeți în ce e echipată a noastră. E într-un moment de respiro, când antrenorul îi dă anumite indicații. E într-un mov la cască, mă rog, la cozoroc și într-un siclam la maieu și iarăși într-un movaliu la fustiță. Așadar, 2-1 pentru a noastră, 6-3 în primul set. Am câștigat noi primul set. Colegii mei nu au adaptat acolo pe ecran, l-au lăsat 2-0. Ar vrea ei să fie 2-0 pentru Sharapova. Este 2-1. Și mă întorc la mesajele dumneavoastră. Zice cineva să începem emisiunea și cu o rugăciune. O să ținem cont de toate sfaturile dumneavoastră. Sharapova și-a chemat antrenorul, nu mai știe ce să facă. Ne scria și un interesator mai devreme că Simona a luat primul set. Orice drept dobândit poate fi anulat, spune un interesator. Dumneavoastră trebuie să aveți grijă de noi românii, nu de alte naționalități. În curând vom fi asimilați cu ei, spune acest respectator. Dane, cum înscriu un PPDD? Zice Sorin din Sacalaz. Simplu, ori pe internet, ori mergeți la un sediu de partid din apropiere. Trebuie uniți să-i băgăm în pușcărie pe toată mafia, flota, toți trebuie duși la testul poligraf, spune acest telespectator. Multe trebuie făcute. Maria Apostol ne scrie, cineva a fost cântăreață originară din Mehedin, s-a avut un frate comandant la unitatea militară de vânători de munte din Petroșani, unitate desfințată și ea în 2001.
în desene animate, Spartacus salva mereu orășelul leneș. Acum sunteți dumneavoastră care trebuie să faceți schimbarea asta, că noi avem un popor leneș. Da, este și asta o idee, dar credeți, domnul Condusene, că sunt românii leneși? Nu, nici pe departe. Asta? Păi străinătate muncesc săraci de pământ. Diagnosticul este greșit. Românii sunt și harnici, sunt și creativi. Totdeauna a fost apreciată de străini imaginația, creativitatea românului și rapiditatea, istețimea lui în regim de sprint. Și există inima aia caldă în poporul român. Orice străin vine și ne vizitează, după o zi remarcă ce popor de oameni frumoși, femei frumoase și flăcăi impozanți, cât de primitori suntem, cât de calzi și cât de dispuși de a ne da tot ce avem în bucătărie să punem pe masă pentru un străin pe care aproape nu-l cunoaște românul. Este îngrozitoare acum Maria Șalapova, în sensul că merge la fileu foarte, foarte des și are 40 la 15 în acest game, deci riscă să egaleze Șalapova. A noastră Simona a făcut o minge tăiată ca la ping-pong. E foarte, foarte tehnică. Simona riscă să-i calce pe urme și din punctul de vedere lui Ilie Năstase, dar Șalapova aleargă într-un mare fel. Eu am zis mai devreme că e leșinată de unde are fata asta. Eu nu știu, domnul Condruțenu, asta e tot timpul pe podiumile de modă, tot timpul pozează pentru reviste. Unde să mai antrenează? Aia când s-a antrenat, își păstrează totuși poziția în topul tenisului mondial. Știți de ce? Pentru că joacă mai rar, da? Dacă în joacă, ea și câștigă turnee. Lui dar Simone, cum se antrenează? Mereu cu băieții, mereu cu dragostea, mereu cu pozele? Simone mereu cu... îi lipsește, trebuie să câștige un turneu de mare șlem. Câștige un Roland Garros, un Wimbledon, un American Indianapolis, dacă nu mă înșel. Da, 40-30 acum pentru Șarapova. E interesant că a noastră, ori de câte ori a câștigat turnee, a avut și acest noroc că marile adversare, Williams, Șarapova, o coleau, pierdeau ele în alte tururi sau pur și simplu nu se întâlnea deloc pe traseu. Dar ori de câte ori a noastră până acum, cel puțin, s-a întâlnit cu Șarapova, a pierdut în fazele superioare ale turneelor. Barem cu Negresa, cu Williams, a avut... Da, are scorul defavorabil. Da, defavorabil rău de tot. Dar pe zgură, într-adevăr, a noastră are o problemă cu aceste mari, cu brandurile astea mari, dar pe terenul ăsta interesante, adică pe betonul ăsta, pe terenurile rapide, Halep riscă să devină chiar numărul 1 mondial și bine face. Probabil că e minionă și nu, asta fiind înaltă, Șarapova nu poate să frâneze atât de repede cum pune frână Simona Halep. Probabil se rup ligamentele, nu mă pricep dacă pui frânele astea atât de rapide. Și oboseala fibrei musculare, da, intervine acum, mai repede. Acum Rusoai care are avantaj, din păcate, pentru noi, să ținem pumnii din nou, dacă nu iese figura asta, eu pe sumasă pe aici țin pumnii, să nu ia totuși, că dacă ia Șarapova, face 2-2, mă tem că va setul ăsta s-ar putea să-l ia Șarapova și nu prea e bine. Probabil că a noastră s-a și relaxat un pic, cine știe. Cert e că e foarte cald, se spune acolo la Cincinnati, foarte, foarte cald. E adevărat că e seară, că e pentru nerii la ei, dar Șarapova a făcut 2-2, firar să fie, nu mi-a ținut până acum, nu mi-a ținut faza cu pumnul strâns, deci nu trebuie să țin pumnul strâns sub masă, trebuie să-i ridic aici deasupra mesei data viitoare. 2-2. Revenim la mesaje. Salutări domnului Condruțeanu, scrie Liliana din Germania, care vrea mult la emisiune și pe Serghei Mizil. Vă mulțumesc frumos că mi-a citit SMS-ul, spune Florența din Titu. Domnule Dan, puteți adăuga următoarele lucruri la cele 100 de puncte. Fiecare român să primească o carte cu istoria românilor, deoarece mulți conaționali nu cunosc și au făcut strămoșii noștri. Da, e bună ideea asta cu câte o carte pentru toți românii. Am auzit că Băsescu vrea să stea la Cotroceni până pe 22 decembrie. El e sigur că vrea. 22 decembrie are deja o poveste. Hai, Simona, spune acest telespectator, da, foarte haios telespectator. Da, da, da. Nu, 22 decembrie e într-un fel, dar stă, dacă alegerile se fac, să zicem, în decembrie, el stă o lună după alegeri, așa e legea, e o lege ciudată și poate să stea chiar până în ianuarie, dacă alegerile se amână un pic. Domnule doctor Condruțeanu, cum scăpăm de psoriazis? Iată, vă treabă deja telespectatorii. Pacienții domnului Condruțeanu au reapărut. Da. Eu imediat vreau să răspund repede din ce am auzit și eu. Eu nu sunt doctor, eu sunt un ziarist care, să zic așa, știu să fac emisiuni mai cu de toate ce se cere.
psoriazis e o boală nevindecabilă de piele, dar care poate fi ținută în frâu. Psoriazisul este una din puținele boli de piele care permit să te duci și la plaje. Psoriazisul atacă în special pielea de la încheieturile mici, de la coate, de la genunchi și se tratează cu un anume regim alimentar și cu anumite loțiuni de întins pe piele și cu medicație pe care, pilule care se înghit. Dar, repet, nu e vindecabilă, însă e ținută în frâu și se răresc puseele. Servește acum Simona Halep, e mingea la ea, să spunem așa, pe serviciu, are 30-15. Ar fi foarte important să câștige acest game. Unde statul zice că, Dane, nu te pricep la comentat. Nici nu ne propune să comentăm meciul, fiindcă noi doar discutăm, noi doar clevetim pe marginea unei partide. Repet, nu avem nici drepturile de radio și nici de imagine asupra acestui meci, dar Șarapova greșește într-un mare fel, în momentul în care Simona îi dă mingea în picioare, ca să zic așa, e incredibil cum ochește, cum țintește Simona, chiar bombeul înaltei, era să-i zic pugiliste, dar are o forță în brațe Șarapova, de cred că ar putea să facă și box. Simona Halep, pe cât e de mică, pe atât văd că nu e transpirată deloc, în timp ce Rusoaica e foarte transpirată. Simona Halep a schimbat totuși un echipament, nu știu dacă Șarapova a făcut-o, fiindcă mă uit mereu la meci, dar mă uit și la mesajele dumneavoastră. Simona e acum la al doilea serviciu, l-a ratat pe primul și dacă îl dă bine pe ăsta, putem să sperăm că va face 3-2. Un 3-2 ce ar însemna? Că poate să meargă cot la cot până la tiebreak în capătul acestui set. Tenisul este un sport frumos în sensul că e relativ ușor de urmărit și un exemplu de sportivitate, în sensul că e unul contra unul, nimeni nu are voie să-i ajute, sigur, uneori arbitru mai e mai părtinitor, dar în rest sunt doi oameni și cel mai bun dintre ei chiar învinge. La box, de regulă, se apelează și la mijloacele sportive și acolo e unul contra unul, dar aici îi desparte fileul pe cei doi sportivi și e acum egalitate la 40 și Șarapova se ia și cu mâna de codița aia, de cocul ăla al ei. Șarapova tot timpul are părul ăsta blond natural. Șarapova e foarte natural, ea nu și-a făcut, cred că, nicio operație plastică. Da. Șarapova este, știți, genul de femeie cu fizic slavă, femeie slavă, blondă, nu cu un păr foarte bogat, parcă e coborâtă din pedonul liniștit. Dacă ar fi mai mică și mai grațioasă, poate ar fi coborâtă și din Natasha, din Război și Pace, dar ea nu are figură de balerină, este suplă și zveltă, avantaj foarte Halep, înaltă. Avantaj Halep, din păcate Halep dă prima minge în net, din nou, dă foarte, v-am spus că le dă razant, e clar că e intenția ei și a antrenorului de a da foarte aproape de fileu, astfel încât să-i dea în picioarele Mariei Șarapova. Are un al doilea serviciu, a fost un net out, deci al doilea serviciu e puțin mai slab, dacă acum a noastră reușește miracolul. Între dintre statului văd diverse poze cu Simona Halep și le mulțumesc spectatorilor care ni le-au trimis. Sunt poze și mai vechi și mai noi cu Simona Halep, când avea, din păcate a pierdut acest avantaj, egalitate din 1-40, poze cu Simona Halep când avea bustul mai mare, poze când are bustul mai mic, dar asta spuneam că Simona Halep a făcut o poveste frumoasă, mai ales pentru televiziunea americană, cu această operație estetică, să-i spunem așa, inversă decât cea așteptată. Și atunci s-a folosit foarte mult acest brand al Simonei Halep, s-au dat multe exemple. Rusoaica joacă din ce în ce mai bine, în opinia mea. Simona Halep pierde mingea asta, adică Rusoaica are avantaj. Nici nu mă mai uit, că mi-e frică de câte ori mă uit, se întâmplă acest lucru.
uite ce face Șarapova, se întoarce cu spatele la noastră, stă mereu, se face că își întărește racordajul, e extrem de nesimțită din punctul ăsta de vedere și probabil că asta o scoate puțin din țâțân pe Simona, cât e aia de machidoancă. Simona servește din nou și iată, dă naut, Rusoaica se bucură și e 3-2 pentru Șarapova, tare mă tem că vom pierde acest set dacă Simona nu schimbă ceva. Așadar, Șarapova a făcut toate năzbâtile din lume, nici nu știu de ce arbitru o lasă, se întoarce cu spatele. A făcut un break acum, nu? Da, a făcut break, da, i-a bătut-o pe noastră într-un moment crucial al setului 2. Să spunem că vom pierde acest set, oricum Simona trebuie să se lupte pentru setul decisiv, deci 3-2 pentru Șarapova. Dar, repet, Șarapova a apelat la mijloace, zic eu, ușor la limita nesportivității, în sensul că toate când a noastră vrea să servească, ea se întoarce cu spatele, își mângâie racordajul, trage de corzile alea, parcă n-a mai văzut corzi în viața ei. În fine, arbitru o lasă. Interesant e că publicul e de partea româncei, dar cu toate astea, Rusoaica ne domină de câteva... Nu uitați că am avut 2-0 și acum este 3-2 pentru Șarapova. Înțelegeți dumneavoastră ce vreau să spun. Mesaj Simona astăzi, diseară o să lupt pentru fiecare minge și o să mă bucur pentru fiecare punct. Ăsta este tenisul pe care îl iubesc. Țineți-mi pumnii, ne scria un interesator. Asta facem, îi ținem pumnii Simone și încercăm să ducem tuturor românilor acest meci în casele tuturor, deși, repet, foarte puțini români au acces la acest meci. Așa ceva chiar că n-ați auzit. Mama mea lucrează în Austria și o prietenă a mamei lucrează la o familie tot în Austria și cei pentru care lucrează au în proprietate suprafețe mari de păduri în Austria, dar exploatează păduri pentru prelucrat. Au cumpărat suprafețe de păduri în România pentru a le putea tăia. Au stropit suprafețe mari din ele cu substanțe pe bază de zahăr. Pădurile au fost invadate din acest motiv de dăunători și astfel autoritățile din acele zone le-au dat voie să taie toți copaci. Uite, domnul Condurățeanu, ce ne fac austriecii. Și eu știu că Austria a luat mari, multe păduri din România. Ne-a luat Austria petrolul, dar aminte pădurile. Pentru asta am trecut la tablă interzicerea tăierii pădurilor. Sub niciun aspect să nu se taie pădurile, fiindcă altfel nu mai poți să dai, să nu știi ce e legal, ce e ilegal în tăierile de pădure. Eu zic că dacă interzicem tăierile pentru 5 ani de zile, se intră în normalitate. Dacă interzicem exportul de fier vechi pentru 5 ani de zile, iarăși intrăm în legalitate. Are 3-2 Rusoaica și servește din nou. Meciul are un ritm nebun. Din păcate, Simona nu apelează la niciun fel de tertip și nu înțeleg de ce. Putea să-și cheme antrenorii, cum a făcut Șarapova, să tragă de această pauză. E clar că Șarapova e în mână, uite, 15-0 deja pentru Șarapova. Nu știu de ce antrenorii Simonei Halep nu apelează la aceste trucuri. Trebuia să facă cumva să-i taie elanul Șarapovii, trebuia să se ducă puțin până la cabină, să se facă cu o doare burta, ceva să inventeze, dar nu să stea în teren în momentul ăsta în care Șarapova dă as după as și dă foarte, foarte tare în minge. O iubesc pe Simona, spune un alt telespectator într-un SMS la 0733-233-350. Rușine că avem unguri în Parlament, ne scrie un alt telespectator. E rușinea noastră a românilor că nu ne prezentăm sau că nu vă prezentați la vot. Ce să vă fac? O dublă greșeală în sfârșit, dă Dumnezeu să țină cu noi și dublă greșeală la Șarapova. Vă reamintesc că Șarapova servește. Poate din momentul ăsta să-și piardă Șarapova cumpătul. Vă reamintesc că dumneavoastră sunteți vinovați că nu vă mai prezentați. Ungurii au intrat în Parlamentul DMR-ul doar din 1996. Este momentul în care românii s-au prezentat sub 60% ca prezență. Sub 60% ca prezență, UDMR poate să facă pragul oricând, fiindcă ungurii vin toți la vot. Dacă dumneavoastră ați face prezență de 61%, chiar dacă UDMR, știți, ungurii s-ar prezenta toți la vot, UDMR n-ar mai putea face pragul nici dacă ar dori. Șarapova va face o a doua dublă greșeală, este 30-15 pentru Halep. Să sperăm că Șarapova greșește. Dăm fileu și pe asta, Șarapova. Ia să vedem dacă dăm fileu și pe asta. N-a dat un fileu și a dat-o chiar în teren și a dat-o tare, dar acum a dat-o un out. Foarte bine Rusoaico, ține tot așa, 40-15 pentru Halep. S-a enervat Rusoaica. Ar fi bine să ia break-ul ăsta care e gala. Și Halep se joacă cu racordajul, face și Halep ceea ce trebuie să facă. Rusoaica se întoarce, se uită la tribune, bate mingea într-un mare fel. E o șansă de break, înțelegeți, pentru Halep, adică să-i luăm o minge pe setul Rusoaicei. Și dă Rusoaica în aut, extraordinar, cât de fraier e Rusoaica, o minge foarte ușoară, a dat-o în aut, este 3-3, oameni buni, și acum putem să revenim la... Și s-au egalat și break-urile. Da, 3-3 și acum servește a noastră, poate să facă 4-3, în sfârșit se relaxează puțin Simona, se scarpină și culege mingile cu calm. Nu cred că ar trebui să se grăbească Simona să termine atât de repede meciul. Fiindcă Rusoaica are o problemă, Rusoaica are o labilitate clară, când joacă foarte bine, când joacă foarte prost.
probabil și tribunele o enervează pe Sharapova. În acest moment e o minge iarăși foarte lungă, a servit a noastră destul de bine, dar Sharapova e foarte, foarte bună și cred că acum un arbitru cred că n-a fost out mingea asta. Este 15-0 pentru Sharapova, dar nu știu de ce a noastră nu cere arbitrului socoteală, de ce nu cere procedura electronică în care să se vadă că nu a dat în out. Eu nu cred că a fost out, dar Simona continuă meciul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, să nu coste această renunțare la drepturile ei. Ochiul ăla de vulturi, Eagle Eye, nu l-a cerut Simona Halep. Sharapova nu pierde nicio ocazie să apeleze la trucul ăla electronic în care să le ceară arbitrul să-i arate imaginea. Simona din nou dă foarte bine în minge, dar egalează la 15, tot e bine. În orice caz, Simona are picioare ca de fotbalist, de-aia eu sunt foarte sigur că fata asta va face o carieră lungă în tenis, fiindcă în tenis e importantă rezistența fizică, alergarea, totul, dacă mai ai și tehnică e foarte bine, dacă mai și servești puternic e grozav. Acum am vrut să dea un as Simona, dar n-a reușit, nu l-a dat în teren. Din nou nu cere ochiul electronic Simona, în fine era o ocazie. Acum din nou Simona servește și dă un fileu. Dane, jur că dacă trimiți televiziunea în Călugăren de Giurgiu, o să vezi că se fură tot ce se întâmplă aici, poliția e mână în mână cu ei, te votez, chiar eu mă ocup de voturi aici. Dacă mă suni, eu te aștept, oriunde v-ați afla puteți să vă ocupați de semnături, fiindcă oriunde v-ați afla aveți mult de câștigat dacă strângeți semnături. Nu m-am mai uitat un pic la meci ca să nu-i por ghinion, dar tot a dat în fileu Simona, este 40-15 pentru Sharapova. V-am spus că greșește Simona, uite, era mai bine mă făceam antrenor de tenis decât ziarist, v-am spus că Simona greșește, că nu se oprește din nebunia asta, iarăși servește repede Simona, iarăși dă out. Nu știu ce face antrenorul Simonei. Acum e al doilea serviciu, are 3 mingi de break Rusoaica. Simona a dat-o în teren, se grăbește și dă în fileu. E incredibil, nu așa ceva, nu? Este 4-3 pentru Rusoaica. Nici nu mă mai uit. Simona se grăbește de zici că n-a mai văzut meci de tenis. De ce trebuia să se grăbească în loc să tragă de timp când o vede pe Rusoaica că este în formă? Vă rog, citiți și SMS-urile de pe mobil, că nu toată lumea are internet. Suntem mulți, nu vreți să zice acest rezultat supărat. V-am citit SMS-ul. Vedeți că se aloacă la sănătate mulți bani, cauza e alta, opriți sexul, să fii sănătos și e de vină la toate bolile din cauza sexului, spune interesatorul. Uite, am să-l chem aici pe primul mare sexolog al țării, pe doctorul Nisescu, să vă învețe ce e de învățat în materie de sexologie, ca să nu mai apară atâtea probleme și mai ales să vă învețe cum putem să sporim natalitatea, dar la noastră românească, să nu cumva în 30 de ani, vorba lui Condruțeanu, România să fie numai rom sau numai maghiari, că nici asta nu e bine. Cât costă un SMS, întreabă Rodica din Dâmbovița. Nu costă nimic, dați un SMS unui prieten, e 0,07 euro cent, adică e fără suprataxe, e telefon normal. Te respect pentru diversiune, punct sincer, spune un telespectator, probabil că acest telespectator e mare fan, Claus Iohannis sau Victor Ponta sau Băsescu, să-mi spune și mie ce vedeți bun la oamenii ăștia, dacă v-au făcut ceva bun în ultimii 25 de ani, eu mă plec în fața dumneavoastră. Halep și Sharapova ne trimite cineva către un alt site. Noi urmărim imaginile foarte bine, le urmărim. E un site care întrerupe foarte puțin meciul. De exemplu, vedem pe Sharapova foarte sfătuită de un alt antrenor. Sharapova a dat pe gât o sticlă de un litru, dacă vă vine să credeți, de apă plată. Cât poate să bea fata asta? Zici că e cămilă. Bine, ea e cămilă și așa, ca și înălțime. Rușine că avem unguri în Parlament, iar acum vor să avem și președinte german. Unde sunt românii din țara asta? Am ajuns sclavii străinilor din cauza ciocoilor și Băsescu ne trimite fetele la muncă în străinătate. Dar, domnul Condruțeanu, cum vine asta? Să avem unguri în Parlament, german în fruntea țării și românii unde sunt? Domnule, și-au făcut interesul intrând și șantajând, foarte bine ai spus, șantajul politic la nivel de cea mai înaltă poziție nu e pedepsit în niciun fel. Mereu amenință că ies din coaliția majoritară. Oricum, lucrurile sunt clare. Cine crede că UDMR-ul nu dorește ruperea unei bucăți de Românie, se înșală. Pentru că acțiunile acestea înseamnă pas cu pas spre
ruperea unei bucăți de ardeal. Așa ceva nu se poate, pentru că, repet, au murit generații de români ca să îndeplinească visul de totdeauna al românilor, România rotundă și frumoasă, cum se spunea acel copil în zilele Unirii, inventând un cuvânt care chiar exprimă rotunjimea hărții românești întregite, România dodoloasă. Și Arapova servește foarte, foarte tare, peste 200 de km la oră, are 40-0, a dat aș și a dat atât de tare încât Simona i-a returnat slab, adică în fața Șarapovei sau în lateralul Șarapovei. Șarapova este clar, i-am ghicit tot jocul, eu fără să mă pricep foarte tare, dacă îi dai mingea în dreapta sau în stânga, Șarapovei lovește cu o cruzime feroce, totul e să lovești cu mingea în picioarele ei sau în zona picioarelor și atunci e foarte greu Șarapovei să se aplece și să lovească mingea. Deci cred că a fost cel mai scurt game, 5-3 pentru Rusoaică și acum sigur va servi din nou a noastră. A noastră trebuie să ia game-ul, să-și câștige game-ul, să facă 5-4 și apoi să încerce un break pe mâna Rusoaice, 5-5 și apoi să o ia de la capăt. Suntem într-o situație îngrozitoare. Am senzația că se uită Victor Ponta la meci. O să rog pe domnul Ponta să nu se mai uite, că nu știu de unde vine ghinionul ăsta teribil pentru o fata noastră. În orice caz, servește Simona Halep, nici nu știu cum să fac, dacă să mă mai uit la meci sau să nu mă mai uit, servește Șarapova din nou, discută cu arbitra, arbitra îi face semne Șarapovei, că un semn de genul ăsta, că atâta, că mingea a depășit atât, în sensul că Șarapova evident, când a dat în out, s-a luat de arbitră, ceea ce Simona nu face deloc, 15-0 pentru Halep, adică e un început de break, din nou Halep servește foarte, foarte bine, data asta o plimbă bine și, Doamne, dar ce și-a bătut joc de Rusoaică, a îngenunchiat-o la propriu pe Rusoaică, a dat atât de pe colț o minge și atât de tare încât Rusoaică a alergat, a derapat cât a putut și apoi a îngenunchiat cu dreptul fără să mai poată da mingea peste fileu și Arapova. Este 30-0 pentru Halep și acum Halep dă în fileu, este al doilea serviciu, să încercăm să măcar să transmitem în direct acest game pe care Simona, da, extraordinar, ca să vă înțelegeți ce a făcut Simona, așa ceva vedeam când eram mic la Iliana Stase, deci a servit într-un colț evident al acelui dreptunghi și Arapova a respins, dar apoi a dat mingea fix în colțul celălalt al dreptunghiului celuilalt, astfel încât și Arapova nici măcar n-a mai ajuns la minge. Pentru prima oară când o văd pe Șarapova alergat în felul ăsta, 40-0 pentru Simona, acum un serviciu foarte tare al Simonei și mingea este în teren, mingea Șarapovei, dar cred că Simona din nou putea protesta la arbitru, putea să ceară ochiul de vultur. Ah, nu, a fost destul de în teren. Eu văd reluarea acum și a fost destul de în teren această minge. În orice caz, Simona joacă bine, bine, bine de tot, sau și-a revenit, ca să zic așa, este ghem. 5-4 pentru Rusoaic. Este, cred că, un moment în care Simona ar trebui să profite și să ia un break, să vedem dacă ia break, până una alta e o pauză. Eu repede mă întorc la mesaje. Știți că la fiecare număr impar de gheme, adică sunt 9 acum, în momentul ăsta 5+4, 9, se dă o pauză. În tenis, Simona are mai degrabă picioarele celebrei tenismene spaniole, dar se întrerupe mesajul lui Valeria în acest moment. Să-mi spuneți cu cine seamănă. Oricum, Chris Evert era tot, avea picioare subțiri, Chris Evert, nu? Da, da, era și frumoasă. Navratilova avea picioarele mai de bărbat. Da, nu? Și fiindcă ai spus de Guillermo Vilas, da? Vilas, simpaticul și spectaculosul jucător, să amintim că a fost antrenat de Ion Țiriac, care l-a antrenat și pe Boris Becker. Păi Țiriac a avut sub aripa lui mari câștigători de turnee și tenismeni care au dominat o lungă perioadă tenisul mondial. Da, interesatorul ne trimite datele exacte, zice Simona, 27-9-1991, născută, Maria Șarapova, 19-4-1987, acestea sunt datele de naștere ale celor două, deci 87-91 e cu 4 ani mai în vârstă Șarapova, adică și să fie așa de tânără Șarapova,
Nu, am greșit noi spunând că Simona are 21. Cât nu, 87, scuzați-mă, 87. Deci Arapova ar avea... Nu. 27 de ani, cum am zis. Da, păi și 27 de ani. Și nu, din asta apare că Arapova are 4 ani doar în plus față de a noastră. Da, că ar fi născută în 87 și a noastră în 91. Mă rog, revenim la meci. Eu cred că gemul cel mai important. Dați-mi voie din nou să mă opresc de la semestrul să vă comentez. Maria Arapova servește, dar într-un stil, mă rog, de acum cunoscut chiar și pentru mine, adică bate foarte mult mingea în asfaltul acela, se uită la arbitru, se uită la Simona, iar se răzgândește și servește, este, repet, 5 la 4 și în mod normal trebuie să luăm break-ul, dacă nu luăm pierdem game-ul, pierdem setul și ne întoarcem de unde am plecat. Arapova controlează bine situația și a plimbat-o pe a noastră de pe o parte pe cealaltă și a dat-o tot pe muchie. Știți bine care e regulamentul, dacă mingea atinge puțin dunga albă, se pune că e în teren și data asta a fost puțin la limită, e 15-0 pentru Arapova. Simona, din păcate, nu protestează niciun fel, nu de alta. Știu ce o să-mi spuneți, că și dacă protestează, antrenoarea nu-i dă, arbitra nu-i dă dreptate, dar ar fi bine să o scoată puțin din pepen pe Maria Arapova. Până la urmă, totul se reduce și la psihologie. Iată, Simona a dat din nou un fileu, este 30-0 și Arapova mai are două mici până la a câștiga setul 2 și a egalat situația la seturi. Maria Arapova, presupun că e creștin ortodox, să fie în rusoaică, este și ziua ei, onomastică. Întrezatul îmi spune, domne, dar ea vorbește bine engleza, că trăiește la Miami de la 16 ani, trăiește Arapova, într-adevăr. E pe jumate americană, să spunem așa. A servit din nou tare Arapova, din nou Simona a răspuns bine. Simona e la a patra replică, foarte bună, a cincea replică, o plimbă pe rusoaică. Simona se apropie de fileu, dă din ce în ce mai bun niște zmeciuri pe care poate Bjorn Borg le mai dădea, la fiind bărbat, atenție. Simona leargă dintr-o parte într-alta. Arapova a dat o mare minge, cred că n-a dat Arapova în viața ei așa o minge. Tribunele de data asta aplaudă pe Arapova, toată lumea în picioare. 40-0 într-un game care se poate transforma în set. După cum știți, comentatorii la meciurile de tenis comentează foarte, foarte rar, fiindcă imaginile sunt elocvente. Eu încerc să transmit tenis ca la radio. Probabil nu s-a mai transmis la radio tenis vreodată. Țin minte când juca Ilie Stase, dom'le, transmitea TVR-ul. Cât era Ceaușescu de Ceaușescu, eu vedeam Wimbledon cu Ilie Stase. Sigur că duminica la prânz, țin minte, aveam 7-8-10 ani. Plus, vedeam toate meciurile lui Ilie Stase. Nu mai spun cu Salatiera, cu turneele în America. Cu mare grandoare Cupa Davis. Exact. E 45 pe în sfârșit, a noastră a luat o minge. Hai Simona, puțină concentrare și puțin, din vicleșugurile meseriei. Sigur că are doar 21 de ani Simona, dar e totuși numărul 2 mondial. Iar rusoaica asta e vai de capul ei. Ce număr este? Este 5 mondial, cât e? 7? 8. Vai de capul ei. Simona ar trebui mereu să se gândească antrenorul să-i arate un panou cu locul 2 mondial Halep, locul 8 mondial rusoaica, astfel încât să-și revină din punct de vedere psihic. Vă reamintesc, cei care ați văzut filmul cu Hercule, sau mă rog, ați citit cărțile, că Hercule făcea tot felul de minuni, dar la un dat că uneori uita că e Hercule și apropiații lui spuneau, măi Hercule, că nu putea să ridice un munte, o piatră sau ceva, să dea de pământ cu niște dușmani. Măi Hercule, tu ești Hercule, frate, ai uitat? Și abia atunci Hercule se încorda și dădea de pământ cu ciocoii din timpul Greciei antice. Așa și cu Simona. Ar trebui să realizeze că e numărul 2 mondial, acum a făcut 40-30, să-i ținem pumnii din nou, să egaleze la 40 pe o rusoaică care totuși nu-i dă nasul ei, în sensul că rusoaica este inferioară în clasamentul mondial. Eu zic că dacă Simona o bate pe Arapova în meciul ăsta, chiar că nimeni nu-i va sta în cale, fiindcă va avea un ascendent puternic împotriva Negresei, împotriva Williamsei. 40-40, ce v-am spus. Vedeți ce înseamnă să țin pumnii de aici deasupra mesei? Deci e clar, e rețetă clară. Dacă țin pumnul deasupra mesei roșii, ăsta e iubitul bulgarul, asta are și el șapcă albastră, bulgarul iubit al Arapovei. Arapova așadar a ajuns la egalitate de la 40-0.
Are niște ochi albaștri foarte frumoși de la Șarapova, trebuie să recunoaștem. S-ar servi foarte bine, o plimbă pe a noastră, dar și a noastră îi dă foarte bine în teren mingea înapoi. A noastră a ridicat mingea și nu știu dacă a încurcat-o. Șarapova evident se duce la arbitru. A noastră nu o vedem filmată, fiindcă pe a noastră nu filmează mai deloc televiziunea americană respectivă, însă are avantaj Șarapova în cele din urmă, arbitru îi dă dreptate, evident, din păcate Șarapova, a noastră nu se luptă cum trebuie, nu țipă la arbitru, nu țipă la arbitră cât aș fi țipat eu în locul ei. Uite ce face, ce mizerie face Șarapova, aruncă mingea în sus, o lasă să cadă, face un semn că reflectoarele au orbit-o, de unde, vrăjeală, pe ciumac, cum se zice la noi în popor, cuchiu-cuvai servește din nou Șarapova. Și a dat în fileu. Din păcate am pierdut și ne-a luat setul Rusoaica. Este incredibil cum a pierdut fata noastră pe niște greșeli pe care le știa de data trecută. Deci Șarapova, pe scurt, când se vede încolțită, aruncă cu mingea în sus, se face că nu o vede, renunță, se întoarce cu spatele, merge la cabină, se întoarce, se ceartă cu arbitrii și își revine mereu. Păcat că Simona nu știe pe din afară filmul evenimentelor în cazul Șarapovei. Avem o pauză mai mare până la setul 3, va fi setul hotărător. Asta e o imagine cu Simona, mi-a trimis-o un telespectator chiar acolo, făcută la mama ei, poza respectivă. În asta este îmbrăcată Simona în această noapte, mă rog, în America, cu 7 ore mai devreme. Ce ore ar fi, domnul Condrățeanu? Deci acum la noi e 4 minus 7 ore, fi 9 seara. 9 seara în America, ora locală, ora 21. Dacă se vede că-s reflectoare și că ei au cerut să joace mai târziu, să fie mai răcoare un pic, fiindcă e foarte cald la Cincinnati, deși cred că până la Cincinnati ar putea să fie și 8 ore diferența sau 9 ore. Până la Los Angeles sunt 10 ore. Cincinnati e pe coasta de est? Păi asta e că nu-mi scapă foarte, nu știu în momentul ăsta, să mă ajute toți niște telespectatori ce diferență de fusie până acolo. Sunt din Craiova, numele meu e Marin, trăiesc la Londra, mă doare sufletul să văd cum acești nenorociți ne distrug ca și națiune și noi nu facem nimic. I-am lăsat să ne alunge de acasă și să ne omilim la alții, iar acum autonomie. Ce mai urmează? Ce mai urmează, domnul Condrățeanu, după autonomie? Că oamenii au cerut autonomie acum. Păi e federalizarea României, pericol uriaș. Că de aici pornește atacul lor în a contesta articolul 1, pornirea Constituției, stat național unitar. Ei vor federalizare. Dar nu numai că vor, li se dă și în bune, adică mai mari țări le și spun că și pericolele, pericolele sunt subtile și sub mai multe aspecte. Au cumpărat mult pământ, au cerut prin bisericile lor retrocedări care fuseseră despăgubite cu bani și au ajuns să aibă clădiri istorice, pur și simplu localuri de școli și de spitale în orașele ardelene, plus pământul pe care l-au luat și s-a dat pământ înapoi bisericilor altele decât ortodoxe. Credeți că meciurile de tenis sunt pe bune? Mă întreabă un testator. Cred că da. Cred că foarte multe dintre ele sunt pe bune. Sigur că am citit cărți în care se spunea și de trucaje, dar până la alta nu s-a dovedit nimic. La Wimbledon nu s-a jucat niciodată duminică, am spune un alt telespectator. Altcineva spune că România este țara țiganilor, a hoților, a târfelor și a cerșetorilor. Bravo, Ponta și Băsescu, scrie Raicar din Timișoara. Da, și eu cred că cei doi sunt aliați într-un fel, Ponta și Băsescu. Bine, Dane, te susțin din Bacău, ești tare și comentator și președinte, bravo! Un oltean a scos sala din datorii Ceaușescu, al doilea trebuie să fie Dan Diaconescu. Cert este că sunt singurul oltean care m-am înscris acum în cursa pentru prezidențiale. Dacă Băsescu a fost președinte jucător, eu sunt președinte comentator, într-adevăr. Un trăsător ne scrie despre mafia care a încercat să-l ucidă, să veniți cu dovezi aici pe Bulevardul Preciziei numărul 3. Să reînviem România de altă dată, înainte când eram mic, se cânta Deșteaptă-te, române.
spune în fiecare dimineață la televizor. Zice Vali din Petroșani. Și noi încercăm să vă dăm în fiecare noapte la televizor Deșteaptă-te Române. Datele celor două jucătoare din tenis ne trimite și un alt adresator. Dar nu știu ce se mai întâmplă în țara asta. Păi azi noi încercăm să vă țin la curent în fiecare seară cu ceea ce se întâmplă în această seară. Nu pot să cred că Șarapova a revenit de în pauză și face mișcări de antrenament pe teren. E ciudată fata asta, dar mă rog, bravo ei și Șarapova, trebuie să recunoaștem când e ceva de recunoscut. Are o tactică și probabil are niște antrenori, dar nu știu cât de complicat e să furi din secretele Șarapovei să le aplici și pentru tine.